Încet, dar sigur, Comuna Hunedoreana Peștișul Mic se dezvoltă. Astfel, administrația locală a convins oamenii de afaceri din zonă să își mute activele pe raza comunei, lucru ce înseamnă o creștere a veniturilor la bugetul local. De asemenea, vor începe în curând lucrările la construirea unui supermarket și a unei hale de producție și taxele pe aceste două investiții urmând a ajunge la bugetul local. Prezent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, Daniel Dobruțchi, primarul Comunei Peștișul Mic, a declarat că și activitățile în regie proprie ale administrației locale aduc venituri la buget. M-a dus oameni de afaceri în zonă care și-au mutat activele acolo, oameni care sunt dispuși să investească. Deja vor începe lucrările în aproximativ 2 luni de zile la supermarket. Preconizez că până la sfârșitul anului vor începe lucrările și la hala de producție. Ne-am apucat de curățat pășunile, avem 600 de hectare de pășune care stăteau practic degeaba și lemnul care îl exploatăm de acolo îl valorificăm și intră venind la primărie, plus că vom avea pășunile eligibile, 600 de hectare, totuși încă e mult și era păcat să rămână a nimănui. Primarul din Peștișul Mic a amintit că s-au accesat și fonduri europene pentru apicultori, cel mai cunoscut brand al comunei. Daniel Dobruțchi a mai spus că așteaptă deschiderea axelor de finanțare europeană din domeniul tineret, prin care se pot atrage noi fonduri în comună și a precizat că până la sfârșitul acestui an, bugetul local al comunei Peștișul Mic va cunoaște o creștere apreciabilă. Noi chiar am făcut un proiect pe măsura 16-4 cu privire la ceea ce înseamnă branduire și dezvoltarea apicultorilor pe zonă în valoare de un sfert de milion de euro. Orice leu care intră în plus în comună este plus valoare. Că vorbim de un leu, că vorbim de 100, că vorbim de un milion de euro, este un plus valoare. Reușiți plus că mai am câteva lucruri pe care le-am gândit și pe care vreau să le pun în aplicare vis-a-vis de ceea ce înseamnă proiecte pentru tineri care vor aduce alți bani în comunitate. Pot să vă spun că anul ăsta preconizez că vom mai crește undeva la vreo 3 miliarde, vom mai crește veniturile față de anul trecut. Comuna Peștișul Mic, una cu o populație de circa 1200 de locuitori, are în componență 9 sate, unele dintre ele la o distanță apreciabilă de așezarea de reședință și are o suprafață mare de peste 52 de kilometri pătrați.